Da, dragilor, în episodul de astăzi m-am gândit să vorbesc cu voi despre, bate vântul, sper că mă auziți, despre broaște. Mai exact, vom afla în episodul de astăzi cum se mulțesc broaștele, imediat ce iese din hibernare, ce se întâmplă cu ele. Reproducerea amfibienilor este foarte interesantă deoarece implică atât comportamente simple cât și complexe de curtare. Anurele se reproduc în așa numitele bălți de reproducere în care masculii se adună în grupuri și cântă în cor pentru a atrage femelele. Ia uite cum cântă. E un mascul. Pentru că masculii au sagi vocale. Cântecele diferă foarte mult între speciile de anure și includ zgomote care pot fi uneori confundate cu sunetele făcute de alte animale. Herpetologii folosesc aceste sunete pentru a recunoaște speciile, deoarece multe din aceste animale sunt maestri în arta camuflării. Salutare, dragilor, eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre animale. Dacă și tu vrei să descoperi alături de mine aceste creaturi minunate, abonează-te la acest canal. Unele specii pot produce sunete care se aud de la mulți kilometri distanță. Nu se știe modul în care femelele, odată ajunse la bălțile de reproducere, își selectează masculii pentru a se împerechea. Una din teorii susține faptul că cântecele masculilor transmit și informații legate de calitatea individului. O teorie plauzibilă este că femelele aleg de fapt la întâmplare, împerecherea realizându-se cu primul mascul care iese în cale. În acest caz, masculii sănătoși și viguroși vor fi prezenți mai des în apă în timpul sezonului de împerechere, deoarece nu trebuie să plece după hrană. Prin urmare, vor avea șanse mai bune de împerechere decât masculii mai slabi, care trebuie să se hrănească mai des. La unele specii, cum ar fi broaștele râioase, femelele nu ajung să-și aleagă masculii. La unele specii există această împerechere agresivă în care mai mulți masculi se împerechează cu o femelă simultan, ceea ce poate duce la moartea acesteia. La anure, împerecherea implică o poziție numită amplex. În amplex, masculul îmbrățișează femela la subsoară și acest amplex se numește amplex axilar și este întâlnit la hilide, bufonide, ranide sau talie și acest amplex se numește amplex lombar și este întâlnit la buhaiul de baltă, spre exemplu. Masculul se prinde de femelă și rămâne atașat în timp ce ea caută un loc bun unde să-și depună ponta. Ouăle sunt fertilizate la exterior de către mascul pe măsură ce femela le depune. Mai pe înțelesul tuturor, pe măsură ce femela depune ouăle pe vegetația acvatică sau pe substratul bălții, masculul, care este atașat de femelă, va elibera în același timp lichidul seminal și astfel se realizează fecundația externă la anure. Dimensiunea pontelor variază de la 10 de ouă la 1000 de ouă. Ouăle prezintă niște membrane care în contact cu apa se umflă, se lipesc de substrat și între ele. La broaștele adevărate, aceste ponte formează grămăjoare, așa cum vedeți și în imaginile acestea, iar la broaștele râioase ele formează și raguri sau corzi lungi. Amplexul durează de obicei câteva ore, însă au fost observate și broaște care au stat în amplex câteva zile, mai ales dacă perechea a fost formată departe de locul de reproducere. Cuplul se detașează după reproducere. Mormolocii de broască apar după câteva zile de la reproducere. Perioada exactă depinde de temperatura apei și de specie. Ouăle anurelor eclozează în larve acvatice, cunoscute sub numele de mormoloci. După ce încep să se hrănească, mormolocii au un corp globular și o coadă comprimată care este utilizată pentru un not. Ei respiră prin branhiile interne sau externe la unele specii și sunt de obicei erbivore. Pe măsură ce se maturizează, proces care durează de la câteva săptămâni până la câțiva ani, din nou, în funcție de specie și de condițiile de mediu, suferă o metamorfoză sau o transformare, adică corpul lor se schimbă fizic la forma de adult. Le cresc membrele,
Primele apar membrele posterioare, apoi membrele anterioare. Dezvoltă plămâni, gura și organele lor de tranzit se transformă pentru un stil de viață carnivor. Dimensiunea mormologilor variază foarte mult în funcție de specii și stadiul de dezvoltare. De obicei, măsoară câțiva milimetri la incubație și pot crește dramatic, atingând lungimi de până la 25 de cm la unele broaște din America de Sud. Dar de obicei măsoară în jur de 3 până la 15 cm la speciile europene. Mai târziu se mișorează în dimensiune pe măsură ce se metamorfozează progresiv. La majoritatea broaștelor, metamorfoza are loc în timpul verii. Juvenilii, după metamorfoză, vânează nevertebrate în apropierea locului lor de naștere înainte de a intra în hibernare. Timpul necesar unui juvenil pentru a ajunge la vârsta adultă poate dura câțiva ani, în funcție de disponibilitatea hranei și durata perioadei active. Și între timp, broscuțele sunt considerate subadulți. Masculii ajung de obicei la maturitatea sexuală înaintea femelei, iar indivizii continuă să crească în dimensiune pe măsură ce îmbătrânesc. În sălbăticie, durata de viață a anurelor este de aproximativ 5-10 ani, dar poate ajunge și la 30 de ani dacă populațiile nu sunt expuse niciunui risc special și dacă perioada lor anuală de activitate este scurtă. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor. În partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.